Asta este vorba de o sesizare pe care organizația guvernamentală a făcut-o. Nu e vorba de autosesizare a agenției, ceea ce clarifică puțin aspectul situației. Conform acestei sesizări și conform procedurii, ANI este nevoită să dea un răspuns. Înțeleg că va da un răspuns și cred că va fi destul de repede acest răspuns dat, de vreme ce nu e prima dată când se... Conform procedurii, din nou spun acest lucru, se face această verificare. Toată discuția a pornit de la acea declarație a domnului guvernator de acum 3 săptămâni, o lună, în care a făcut o confuzie în legătură cu un credit personal. Dar nu cred că acea declarație este atât de importantă. Important din punct de vedere oficial și legal sunt declarațiile de avere ale domnului guvernator prezente pe site, pe site-ul instituțiilor, din momentul în care a apărut această obligativitate și dacă se urmărește evoluția împrumutului, așa cum este el declarat în aceste declarații de avere, lucrurile sunt destul de clare. A fost un împrumut luat, rambursat, anticipat și apoi lucrurile se clarifică. Este o procedură pe care organizațiile non-guvernamentale o fac și ANI trebuie să răspundă. Deci a fost luat un credit la Volksbank, da? Stins, anticipat, da. De care domnul Isărescu ce a făcut? A uitat să scrie în declarațiile ulterioare? Lucrurile sunt din 2006. Nu. Ele sunt complete în declarațiile de avere. Au încurcat banca în momentul în care i s-a adresat o întrebare dacă a luat un împrumut de la banca respectivă. Și a spus că nu de la banca respectivă. Deci lucrurile au fost undeva în anii 2006 și de atunci a încurcat o bancă cu alta în momentul în care a făcut o declarație și nu o declarație de avere, o declarație verbală la o întrebare. Și de aici întreaga confuzie. Da, care ar pe declarațiile de avere lucrurile sunt foarte clar și limpezi. Da, care ar fi conflictul de interese, domnule Dansu? Nu știu, eu nu văd niciun conflict de interese aici. Deci guvernatorul nu are voie să ia niciun credit de la nicio bancă? Sau bineînțeles că are voie. Nu e vorba de un conflict de interese. E vorba de o neclaritate pe care înțeleg că asociația respectivă a sesizat-o și a cerut ANI să verifice dacă ar fi vreo neclaritate și pe perspectivă legală. Sau eventual ar fi vorba despre fals în declarații de avere. Nu e vorba de așa ceva. În niciun caz. Nici măcar în sesizarea asociației despre care vorbim nu apare vreo referință de genul acesta. Domnule Suciu, îl afectează pe guvernator acest scandal, dacă îl putem numi astfel? Este o procedură legală, are loc conform legilor din România. Nu vreau să mă pronunț în această perspectivă. Evident că lucrurile vor fi tratate dintr-o perspectivă legală. E tot ce vă pot spune în legătură cu acest aspect. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Dan Suciu, pentru aceste precizări. Așadar...